Microbuzul lovit puternic de autocamion a fost târât câteva sute de metri pe șosea. Ansamblul TIR pătrunde pe sensul opus de circulație, unde acroșează microbuzul care era oprit regulamentar pentru a efectua virajul la stânga spre localitatea Colun. În urma accidentului a rezultat vătămarea a 3 persoane. Autocamionul transporta mobilă fabricată în Austria și avea ca destinație capitala. Șoferul a suferit un șoc atunci când și-a dat seama ce a făcut. Să dăm un interviu. Păi băiatul e mai tânăr, e și el mai la început. Nu l-a cuțit nimeni nimic. Și dumneavoastră erați în cabină? N-are important. Toți cei trei ocupanți ai microbuzului au fost preluați de echipajele SMURT și transportați la unitatea primirii urgențe a Spitalului Clinic Județean Sibiu. Au ajuns astăzi trei pacienți în urma unui accident rutier. Este vorba de trei bărbați cu vârste între 19 și 55 de ani. Aceștia au fost investigați de către medicii din unitatea de primii urgențe. Li s-au acordat primele îngrijiri, erau conștienți, au fost trimiși la investigații suplimentare la computer tomograf și raze, urmând ca rezultatele complete să le aflăm după aceste investigații. Circulația pe DN1 s-a desfășurat alternativ pe un singur fir timp de aproape o oră.